curioasă, doamne feri! Hello, hello și bună din nou! Abia aștept să văd cum miros parfumelele astea două. Le-am descoperit aici pe YouTube la Adina pe parfumului 35, așa e canalul ei de YouTube. Și sunt mega curioasă, de când am văzut clipul ei, am rămas așa cu gândul acolo și într-o zi, la o altă iubitoare de parfumuri și clone în special, am văzut un video în care, de fapt, o postare la story pe Instagram în care spunea că Notino are acum transport gratuit la orice produs. Deci, parfumurile astea oricum super ieftine erau 19 lei și mai sunt în continuare, cred că. Și având și transport gratuit, am zis, omule bun, am uit momentul să încerc. Mă scuzați! Stare bucuroasă eu când desfac parfumul noi. Le-am scăpat pe jos. Sper că nu s-o spar, doamne feri, că și înnebunesc. Nu-i vorba cu fostare scumpe, dar le aștept cu drag. Bun. E vorba de niște parfumuri poloneze. Pani Valenska, dacă bine pronunț eu. Sunt mai multe culori și modele pe Notino. Eu le-am ales pe astea două pentru că Adina zicea că astea două i-au plăcut ei cel mai mult și cumva am o oarecare încredere în ea, având o colecție destul de mare de parfumuri și am zis că merită să le încerc, mai ales că recenziile ei au dus către astea două, către Gold și Ruby. Adică recenziile, părerea ei mai bună din recenzie. Așadar, le-am desfăcut un pic ca să nu fac mare gălăgie când rup țipa asta. Cutia, în primul rând, cutiile, na, dacă vă interesează și aspectul ăsta, să știți că îmi par ok-ish. Adică nu... E foarte... Mi se pare chiar elegant șcutuia asta, pentru că e aici o doamnă domnească. Vedeți voi așa, care, nu știu, îmi dă așa o senzație de bigudiuri, de vintage, cumva, nu știu ce. Bun, și cam așa e cutia, să vedem, să scoatem parfumelul. Hai, ce simpatic e! Parcă am simțit ceva, miros deja nu. Ce simpatic e, aici scrie luna 6-2022. Pe el. Parfumurile au 30 de mililitri, sunt micuțe, cam așa. E drăguț, deci sticluța e drăguță, e din sticlă, capacul e plastic. Și să vedem așadar cum... sunt foarte practic așa la și îndemânoase. Bun, hai să vedem. Pe o mână o să folosesc ăsta Gold, deci versiunea Gold. Am aici și Ruby. Pe mâna mea stângă o să folosesc parfumul Gold și pe ea să altă celălalt. Hai să vedem despre ce vorba. Nu m-am parfumat azi deloc cu nimic. Vai! Doamne feri! Deci, măi, Are un miros de parfum de ăla de pe vremuri. Parcă așa mirosau prietenile lui mami când veneau la ea la cafea. Vai, doamne, deci e incredibil parfumul ăsta, să-mi bag piciorul. Incredibil. Ia uite, deci mi-a dat o stare de bucurie instant și m-a dus cu gândul în copilărie când mami să parfuma cu ceva parfum unic pe care l-avea, adică unicul parfum pe care l-avea la vremea respectivă sau ceva spray, nu știu. Dar mă duce cu gândul acolo, în copilărie și văd 3-4 femei care beau un pahar de lichior și o cafea și poate mai fumează și o țigară și au unghiile făcute cu laxii de fat și cu carmin. Deci lasă-mă duce cu gândul. E foarte interesant, floral, curat, un pic săpunos, așa îl resimt eu. Habar n-am ce note listează pe Fragrantica, nici nu m-am uitat, sinceră să fiu. Eu am fost foarte curioasă de prima mea impresie, am fost și eu foarte curioasă, pentru că zicea Adina că sunt niște parfumuri relativ bune pentru prețul care îl oferă și că merită încercate. Eu vă spun din tot sufletul meu că cel puțin ăsta, Gold, îi
Foarte interesant. Deci e un parfum interesant, dar s-ar putea ca celor mai tinere dintre voi să nu le placă, deoarece mi se pare că are un oarecare iz mai vintage, să spunem așa, mai bătrânicios, poate, dar nu neapărat. No, eu zic că oricum pentru 19 lei și mai ales acum că e transport gratuit pe Notino, merită să-l încercați, că cine știe. Acum, îs curioasă și de persistența lor. Astăzi o să port pe mâna stângă și pe partea stângă parfumul ăsta gold și pe partea dreaptă ruby. Iar diseară o să las în descriere. Cred că așa o să fac. Da, o să las în descrierea acestui videoclip durabilitatea și persistența lor. Bun, mai departe. Doamne, ce fain, nici nu știu ce mă gândesc, numai la mami și la prietenii lei. Cum vineau la cafea. Să spălau, să dechiseau, să săpuneau, să parfumau. Deci acolo mă duce cu gândul și nu știu să vă spun o anume floare sau aromă. Nu-mi dau seama. Dar îi interesant și nu știu, bun de avut acolo pentru 19 lei. Îl desfac acum pe Ruby. Adina, de pe parfumului 35, spunea despre acest parfum că îi place și că îi o fruct, că e floral fructat, parcă că e un fruct zemos. Și că îi pare ei că ar aduce și a miros de struguri un picuț. Vai, când am auzit asta, eu să nebuiesc. Mie îmi plac foarte mult parfumurile care au care sunt floral fructate și care au un miros de struguri. Îmi plac foarte mult. Bun. Și sticla asta, tot așa, practic toate parfumelele de la, cel puțin din gama asta, au la fel sticluțele, doar culorile diferă și numele de aici, Ruby sau Gold sau așa mai departe. Tot de 30 de mililitri, cred că la 30 de mililitri sunt toate. Să-l pulverizăm aici. Las un pic să iasă din el alcoolul. Bun. Trebuie să recunosc că nu-i ce mă așteptam absolut deloc. Deocamdată la prima impresie nu-i deloc ce mă așteptam eu. Puteți citi dezamăgirea pe chipul meu? Nu știu, mă așteptam la un parfum extraordinar de fructat. Nu știu de ce, nu mă întrebați. Chiar dacă nu, Adina nu zicea neapărat că e unul foarte, foarte fructat, dar când o mai zis și de struguri, oh la la, nu știu, nu știu, m-a dus acolo. Deci nu. Acum, după ce au mai stat așa un pic. Mie îmi pare așa un miros vag, simplist, plictisitor. Ușor înțepător, îl poți purta, cred că, în orice sezon, în special vara, primăvara, și nu mă încântă absolut deloc. Are acolo ceva, parcă mă duce un pic cu gândul către unisex, chiar către un parfum bărbătesc, nu spre unul anume, dar așa, ca idee. Supărată, supărată că eu mi-aș fi dorit să fie parfumul de fructe roșii, nu știu, zmeură și cocăze și căpșuni cu struguri. Și nu-i deloc. Vai, dacă știți un parfum care e mega, mega fructat în zona aia de fructat, căpșuni, zmeură, afine, nu știu, tot ce înseamnă fructe de pădure, vă rog frumos să îmi spuneți. Am crezut că asta va fi așa, dar nu. No, îi... E ok, e interesant, probabil o să-l fac cadou, nu știu dacă o să-l păstrez în colecția mea, mai văd, să vedem cum va debuta pe parcursul zilei, o să-l aplic și aici după ureche și pe haine, celălalt la fel și o să vedem cum debutează pe parcursul zilei, cum e persistența și așa mai departe și cine știe, poate îmi va face ceva surpriză intergalactică, dar nu știu ce să zic. Da, bun, asta nu-mi place, ăsta la alt, Doamne, îți mulțumesc, deci îmi place, mi se pare un parfum
Dar nu vintage, de am us 1488 de ani, de când trăia maica, nu știu care, Tereza, prințesa războinică. Deci nu. Un parfum care e vintage în sensul că mi-aduce aminte de perioada de tinerețe a mamei mele. V-am spus când prietenile ei veneau la cafea. Nu știu, acolo mă duce cu gândul. Și să simte acel sintetic, dar e un sintetic simpatic. Din punctul meu de vedere. Ok, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-am ajutat într-un fel sau altul. Le recomand să le încercați, mai ales acum, că e transport gratuit, atenție, pe Notino. Le găsiți la 19 lei în continuare, cred că. Și cel puțin în momentul, cel puțin astăzi, în momentul în care eu le filmez clipul ăsta. Și recomand din suflet Gold. Celelalte nu știu cum îs, nu sunt convinsă dacă voi mai cumpăra parfumuri din gama asta sau nu. Vedem, cine știe. În orice caz, îți mulțumită că măcar unul îmi place foarte tare și mă bucur că am reușit să împărtășesc cu voi impresiile mele. Vă pup!